Iată, dragii mei, continuăm emisiunea noastră pe Meleagurile Buzoiene și am lângă mine o mare interpretă, o doamnă cu suflet mare, care prin multă strădanie își îndrumă cu multă dragoste pe acești tineri talentați pe acest drum frumos al cântecului. Tradiția poporului român nu o lăsă însă piară, ci din generație în generație se va transmite așa încât rădăcinile să rămână vii pentru totdeauna și în viacul viacului. Așa cum v-am prezentat pe doamna cântecului și anume doamna Nicoleta Bugă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, bine ați venit la noi acasă, în Comuna Scorțoasa, bine ați venit în sediul Asociației Tradiție pentru Viitor, pentru că vă aflați într-un mic muzeu al Asociației Tradiție pentru Viitor și lângă mine... Din generație în generație se va transmite așa încât rădăcinile să rămână vii pentru totdeauna și în viacul viacului. Așa cum v-am prezentat pe doamna cântecului și anume doamna Nicoleta Bugă. Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, bine ați venit la noi acasă, în Comuna Scorțoasa, bine ați venit în sediul Asociației Tradiție pentru Viitor, pentru că vă aflați într-un mic muzeu al Asociației Tradiție pentru Viitor și lângă mine, într-adevăr, am niște viitoare cântărețe care sunt îndrumate de mine și cu ajutorul Asociației ne descurcăm, zic așa, să facem lucruri bune. Și cu ajutorul părinților. Și cu ajutorul părinților care fac eforturi, credeți-mă, supraomenești, pentru că sunt copii de condiție modestă, cum am fost toți de la țară și fac eforturi destul de mari ca să poată să le cumpere costume, să-și plătească orele de canto, să meargă la emisiuni, dar ne descurcăm, după cum vedeți, să cumpărăm costumașe, să ne cumpărăm texte în linii melodice, să imprimăm în studio, fac tot efortul ca să ajungă artiste. Mă adresez părinților, felicitări dragii mei, știu și eu că sunt părinte și pentru copilașii noștri dragi facem toate sacrificiile. Așa, doamna Nicoleta. Lângă mine am fetițele care sunt pregătite în afara atelierului de canto din cadrul Asociației Tradiție pentru Viitor. Ele vin la atelierul de muzică Nicoleta Bugă de la mine de acasă, dar mi-am luat așa un angajament să zic pe viață cât o-i putea și cât ne vor susține și cei care vor putea să doneze către Asociația Tradiție pentru Viitor ca să putem să facem lucruri bune pentru copiii de aici, din satul nostru, din comunitatea noastră. Pentru că eu sunt profesor de bunăvoie și nesilită de nimeni doar pentru cei care sunt de aici din comună. Cei care vor să vină la atelierul de muzică Nicoleta Bugă, acolo vorbim altfel. Dar aici doar pentru copiii de aici. Cei care vor să fie donatori la această asociație, veniți cu sprijinul dumneavoastră. Adică noi cei care suntem profesori, sunt ateliere mai multe, ateliere de creație, ateliere de sport, sunt multe ateliere, toți profesorii vin gratuit. Nimeni nu ia nimic de aici, doar dăm din ceea ce știm noi și am promis, noi suntem fii ai satului, eu sunt de aici, din Scorțoasa, toți profesorii sunt de aici, din Scorțoasa și am să facem ceva pentru comunitatea noastră. Ei poate trăiesc mai bine decât am trăit noi, generația mea. Pentru că eram și mai săraci și atunci dacă vă ajut și eu vin, vă pregătesc și eu, vă ajută și asociația, trebuie să facem ceva. Și credeți-mă că părinții fac eforturi supraomenești pentru că știu din ce familie vin. Felicit pe toți părinții și vă felicit și pe dumneavoastră pentru că depinde foarte mult de ceea ce faceți dumneavoastră în viețile dânșilor. Ele, să știți că sunt fetițe foarte ascultătoare, foarte conștiincioase. Ce le dau astăzi pentru mâine învață, poate și mai mult. Sunt copii care muncesc foarte mult. Iată, își doresc să fie pe scena cântecului, să încânte pe acest popor. Când, de fapt, asta ne dorim când începem să pășim pe acest drum înflorit al cântecului. Așa este și să știți că am început cu muzica etno pentru că este mult mai ușoară din punctul meu de vedere. Am făcut două trupe etno, Flori de Munte și Munteincuțele, dar din ele să știți că s-au desprins și fetițe care vor să-și construiască o carieră în folclor, în muzica populară, singurele și ele cântă folclor autentic de Buzău, îmbracă costumul de Buzău, dar am început cu toți, așa, să, dacă vor să cânte, să o luăm așa ușurel, să nu ne afundăm așa dintr-o dată în doină, în baladă, da, în cântecul propriu-zis ăla autentic, pentru că este foarte greu. Și atunci, ca să le îndrum spre cântecul popular să prindă drag, trebuie să pui folclorul pe muzică modernă. Și atunci...
le... O să capete drag. Să știți că am copii talentați. Am o fetiță care deja știe să cânte Dorina și Balada de nici din zona, una din cele trei muntencuțe de acolo, care este foarte talentată. Și mai am o fetiță care a câștigat o bursă dintr-o familie destul de modestă, care este foarte talentată și deja a imprimat cu sprijinul asociației Tradiție pentru Viitor. A imprimat deja piesele personale, ne ocupăm acum să ne pregătim pentru viitoarele concursuri naționale de folclor. O să fie și ea în cadrul emisiunii, eu cheamă Maria Gogan. Doamna Nicoleta, cred că telespectatorii noștri o să fie curioși și de viața dumneavoastră artistică, viața dumneavoastră personală, nu numai activitățile cu acești copilași minunați. Spuneți-mi, ce piesă ați cântat prima dată pe o scenă a cântecului? A, și le-am spus și fetelor, mi-a picat fota după mine, la concurs. Și am spus, dragilor, nu vă mai panicați. Eu am început să cânt în concursul la 16 ani și profesoara mea de canto, care este profesor de canto și nu trebuia să mă lase la concurs, că nu eram pregătită, o spun acum în calitate de profesor, m-a lăsat să plec cu o piesă, Foaie verde, lin pe lin, mai alin, dorule alin. Așa o cântam vai de mama mea pe două tonuri, o strofă într-un ton, a doua, deci nu lași un copil să ducă la concurs dacă nu e pregătit. Așa. Și nu mai știu ce baladă, mă rog, am cântat eu și la piesa a doua. A început să mi se deșire brâul. S-a deșirat și pe care mi-a picat fota. Dar am continuat să cânt și toată lumea a început să mă aplaude. A fost așa un șoc pentru mine că azi nu mai cânt. Și nu mai cântat până la vreo 19 ani. Atât de șocat am fost. Dar după aceea am terminat liceul, am mers la facultatea de muzică. Pe parcursul liceului am făcut și școala populară de artă. Și chiar dacă a fost incidentul cu fota, am început să studiez treaptă cu treaptă. La facultate am întâlnit pe domn profesor Aurel Mustățea, care e unul dintre cei mai buni, cred că, profesori de canto din țară. Și acolo am studiat folclor, am făcut canto de performanță și ușor, ușor. Dar este foarte multă muncă, vocea se așează în timp, în ani de zile. Asta le spun, să nu credeți că dacă am făcut 3 ore de canto, 10, 15, 20... Dacă ar fi să începeți înapoi de la 16 ani, ați cântat la fel? Sigur că da. Eu nu mă văd făcând altceva, dar nu știu și nici nu vreau să știu să fac altceva. Putea să am și o altă meserie, dar nu îmi place. Și dacă tot Dumnezeu mi-a hrănit darul ăsta și pot să fac treaba asta cu drag, de ce să nu mă duc, că serviciul meu e așa de frumos, mă duc la spectacol, cânt, ce cu mare drag fac ceea ce fac, cu mare drag mă ocup și de copii și acum am realizat că de mult îmi place să lucrez cu copiii, pentru că eu de profesie sunt profesor de muzică. Și nu mi-a plăcut, am lucrat în învățământul de stat 7 ani de zile, după care n-am auzat că nu e pentru mine. Și acum îmi place, dar să lucrez individual, să lucrez cu copii care sunt pasionați de treaba asta. Pentru că vă place atât de mult să cântați și spuneți că nu ați face altceva. Publicul este universul dumneavoastră? Nu pot să spun așa vorbe mari, că poate dezamăgesc. Nu știu dacă publicul este universul meu, dar îmi doresc ca oamenii să placă ceea ce fac eu. Să emam bucurie, din bucuria pe care o trăiesc eu cântând, să le dau și lor. Eu cel puțin de când vă știu, da, emanați bucurie și întotdeauna de câte ori ne-am întâlnit, nu ne întâlnim pentru prima dată, v-am văzut cu zâmbetul pe buze și chiar mi-ați dat și mie o stare de bine. Mulțumesc frumos! Da, pentru că îmi place ceea ce fac și sunt un om pozitiv. Chiar dacă mi s-au întâmplat poate lucruri mai puțin plăcute în viață, eu tot timpul zic, lasă că trece, o să fie bine. Și a fost bine. Sunteți și dumneavoastră mamă, la rândul dumneavoastră. Aveți copii. Am și povestiți-ne despre copilul dumneavoastră. Îi place să cânte? Mi-ar fi plăcut, dar din păcate nu. Nu vrea să cânte. Are ureche muzicală, e frumușel, tare, ar putea să facă treaba asta și dacă n-ar avea prea multă voce, că e foarte frumos, numai că el a zis, mami, știi ce, dacă vrei eu pot să cânt la acordeon, să merg cu tine la nunți, să cânt la pian, dar să cânt cu vocea mi se pare ceva nebărbătesc. Zic, cum adică? Da, așa mi-a zis. Ce, da, mami, dar bărbații nu trebuie să cânte, mi se pare așa ceva, cum să fiu o bărbat să mă duc să cânt, e ceva pentru femeie meseria asta, zic, nu concepe și are 10 ani. Gândește așa, pentru că vă vede pe dumneavoastră și atunci zice că este ceva feminin. E posibil și mai ales că taicăsu este ofițer de carieră și atunci ce eu să mă fac ofițer ca taică, să mă fac militar. Nici într-un caz nu să mă fac cântăresc să cânt cu vocea. Nu se poate, că nu e pentru bărbați. Cu aceștia încheiem, dragii mei. Rămâneți să ne urmăriți dumneavoastră.